ești inventivă, muncește din greu și ești un tip de visător practic cu perseverență suficientă și spirit antreprenorial pentru a reuși în orice efort, indiferent de calea pe care o urmezi, știind totdeauna ce să faci pentru a obține cele mai bune rezultate. Sentimentul tău de timp este impecabil. În materie financiară, instinctul îți spune când să iei inițiativa și când să aștepți. În ciuda independenței aspre, ambițiile tale sunt mai mult legate de prosperitatea societății. Îți pasă de oameni, ești interesată de problemele lor și simți nevoia de a crea sau de a inventa ceva bun pentru întreaga omenire. Universul te-a înzestrat cu abilități telepatice excelente și ai capacitatea de a prezice evenimentele. Uneori poți presupune teoretic modul în care vei controla situația și îți vei pune în practică ideile, dar nu cu ajutorul efortului fizic, ci cu puterea de sugestie care dă formă dorințelor tale și le îndreaptă în direcția cea bună. În plus, ai capacitatea de a anticipa evenimentele și, prin urmare, de a calcula timpul cel mai potrivit pentru punerea în aplicare a unui proiect promițător sau a unei cariere de succes. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: inovație, muncă neobosită, imparțialitate, surpriză, iubire față de libertate. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind de nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Ursitoarele ți-au hărăzit umanitate, ingeniozitate, reverie și dorința de a face viața oamenilor mai bună decât este. Cu toate acestea, influența zilei de naștere este de așa natură încât ești mai degrabă un visător practic care reușește să stea ferm în picioare și care poate face o carieră în multe domenii de activitate profesională. Poți deveni un adevărat muncolog sau workaholic, ești încăpățânată și întreprinzătoare, poți avea darul unui inventator, tu simți timpul și știi cum să ghicești momentul potrivit. Întotdeauna știi exact ce este necesar pentru atingerea obiectivului. Poți fi un finanțator excelent, deoarece te simți bine când te trebuie să deții bani. În materie financiară, ești capabilă să alegi momentul potrivit pentru investiții, precum și pentru falsificarea sau încetarea relațiilor de afaceri. Tu poți rezista cu greu tentației de a vedea viitorul. Poate că acest lucru nu este punctul fortei, ci abilitatea ta de a simți ambiguitatea în relațiile dintre oameni. Cu toate acestea, poți fi, de fapt,
clarvăzător care citește gândurile altora și le poți transmite pe ale tale. Înainte de a trece la obiectivul tău, vei examina obiectiv situația din toate părțile și vei imagina cum trebuie să se întâmple totul. Oamenii din jur sunt surprinși de tine, crezând în mod eronat că ești naivă. De fapt, tu poți conduce proiecte legate de cea mai complexă tehnologie, fără a face o singură greșeală. În ciuda talentului, viața ta emoțională este instabilă și chiar confuză. Dacă nu reușești să descoperi lucrurile naturale în tine însăți și să-ți canalizezi energia spre îmbunătățirea relațiilor personale, din păcate, poți fi sortită la singurătate, dar această stare este mai mult decât suportabilă pentru tine. După vârsta de 45 de ani, adesea, ești scufundată în asumarea responsabilității. Ești predispusă la compromisuri, iar aceste lucruri nu numai că găsește un răspuns pozitiv din partea celorlalți, ci îți permite să te înconjori cu atenție universală. Din păcate, abilitățile telepatice nu te ajută în alegerea celor dragi. Adesea, tu necesiți rezolvarea ușoară și rapidă a problemelor, dar nu cu aceștia. Este necesar să ajungi la astfel de relații, care să se bazeze pe concesii reciproce și pe sprijin. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, ești misterioasă, unică, ușor de abordat într-o discuție, deschisă lumii și ești gata să comunici și, în același timp, încerci să te închizi și să nu lași pe nimeni în sufletul tău. Tu te afli într-un spațiu care poate fi numit acvariu, poți fi văzută, dar atingerea ta nu va funcționa. Cum afectează data de 8 februarie soarta ta? Ai capacitatea de a prevedea și ghicești evenimentele care nu au avut loc încă. Și, de asemenea, reușești să pui în aplicare oricare dintre angajamentele tale, aplicând în același timp puterea propriei sugestii, care vizează eficiența propriilor acțiuni. În plus, anticipând posibila dezvoltare a evenimentelor, tu alegi timpul cel mai potrivit pentru a deschide un nou proiect sau pentru a pune în aplicare orice decizie importantă. Această intuiție supranaturală te ajută să investești în momentul potrivit și în timp să încetezi relațiile cu partenerii sau să închei noi acorduri. Se pare că ești deschisă evenimentelor viitoare și tot ceea ce se întâmplă ți este cunoscut în prealabil. Poate că intuiția ta super dezvoltată și abilitatea de a înțelege psihologia oamenilor, care este analizată la nivel subconștient și rezultatele sunt acceptate de minte, joacă un rol important. Dar totuși, poți deține cu adevărat darul clarvederii și abilitatea de a transmite gândurile la distanță. Se poate spune că ai un al șaselea simț al dezvoltării, care îți spune decizia corectă în cazuri critice. Tu ai o idee clară despre viitorul tău, iar pentru punerea sa în aplicare, tu acorzi atenție fiecărui detaliu în toate acțiunile care vizează atingerea acestor obiective. Uneori dai impresia că nu ești din această lume, deoarece distracția lipsită de sens este străină de tine. Aceste lucruri este încurcate de prietenii tăi, care de obicei nu te iau în serios. În același timp, ești instabilă din punct de vedere emoțional și predispusă la schimbări de dispoziție. Adesea te grăbești de la o extremă la alta, iar trecerea de la bucurie la deznădejde durează foarte puțin. Nu oricine poate suporta acest lucru și, prin urmare, poți fi adesea lăsată singură. Dar sufletul tău nu tolerează singurătatea, ai nevoie de un om iubit care să-ți poată împărtăși aspirațiile și speranțele. După ce îți vei fi găsit pacea în sufletul tău și ai obținut perfecțiunea spirituală, vei putea să devii mai blândă. Adesea, îți asumi obligații prea mari pe care nu le poți îndeplini, ceea ce reprezintă greșeala ta tipică în relație. Abilitatea de a înțelege și de a auzi o altă persoană se adaugă la atractivitatea ta în ochii celorlalți, dar intuiția ta este de obicei tăcută atunci când alegi partenerul tău de viață. Cel mai adesea vei întâlni oameni care solicită prea multe de la tine și se așteaptă la mai multe decât le dai în schimb. Prin urmare, este necesar să cauți relații echivalente, în care fiecare parte ar putea să renunțe cumva, dar undeva să insiste pe cont propriu. Dragoste și compatibilitate.
Comportamentul tău se caracterizează prin instabilitate și haos, adesea nu poți ține oamenii potriviți pe care îi întâlnești pe calea vieții și, dimpotrivă, te îndrepți fără speranță spre cei care nu ar trebui. Tu dai mult mai multe decât primești în schimb, așa că trebuie să găsești un echilibru între a lua și a da. Cele mai bune șanse de a construi o familie de succes la ai cu balanța, gemenii și săgetătorul. Acești bărbați sunt cei mai compatibili și vei putea să creezi o familie prosperă, în care vor exista obiective comune ale vieții. Există, de asemenea, o șansă pentru o alianță de succes și o înțelegere deplină cu berbecul, peștii și capricornul. În aceste cupluri poate să existe ceva, dar trebuie să se audă unul pe celălalt, să nu-și limiteze libertatea și să învețe să dea. În epoca târziată, mai ales după 45 de ani, poți avea o alianță de succes cu leul. Foarte puține șanse pentru o căsătorie favorabilă ai cu reprezentanții racului, scorpionului, taurului, vărsătorului și fecioarei. Este puțin probabil ca ei să te poată înțelege și să puteți trăi sub un singur acoperiș, sunt prea diferiți și caută direcții diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Poți face carieră ca intelectual sau economist, arhitect sau cartograf, muzician, om de știință sau programator. Ești capabilă să înțelegi tehnologia cea mai complexă și să finalizezi cu acuratețe toate proiectele pe care le-ai început. Darul tău este previziunea. Dorințele tale sunt deseori îndeplinite datorită abilității tale de autosugestie și autoprogramare. În mod inconștient, te comporți în cel mai bun mod pentru a atinge scopul dorit, iar din exterior este foarte asemănător magiei. Cu toate acestea, intuiția, în special flerul tău temporal, este bine dezvoltat. Poți ghici întotdeauna momentul potrivit pentru începerea sau înghețarea temporară a proiectului. Relațiile de afaceri, gestionarea fluxului de numerar, le controlezi cu ajutorul intuiției tale puternice. Poți fi un psiholog cu abilități empatice și telepatice. Înainte de a face ceva, ești întotdeauna conștientă de rezultatul mental, iar această sugestie de sine te ajută să realizezi ceea ce dorești. Lumea ideilor este lumea ta. Sub nicio formă nu vei sta doar pe canapea să te răsfăți cu visuri goale. Uneori este foarte surprinzător pentru prietenii tăi, care văd în primul rând naivitatea și copilăria ta. Dar ești o persoană de încredere și în cele mai complexe sarcini de lucru, de obicei ești atentă și colectată de către profesioniști. Sănătate și boli. Suferi adesea de boli ascunse pe care nu dorești să le discuți. Dacă este posibil, ar trebui să fii verificat în mod regulat de medicul de familie, mai ales dacă știe să păstreze secretele altor persoane și să nu și piardă niciodată pacienții. Ar trebui să acorzi atenție sistemului limfatic, imunitar și vascular. La vârsta înaintată, te poți confrunta cu vene varicoase. Ar trebui să respecti o dietă ușoară, să reduci la minimum fumatul și consumul de alcool. Este recomandată o încărcare moderată și, cel mai important, o odihnă mai mare. Fii atentă nu numai să pronunți, ci chiar să te gândești la profeții pentru tine însăți, pentru că ai o putere destructivă puternică. Energia ta puternică poate juca cu tine o glumă crudă. Soarta și norocul. Ești înzestrată cu bunăvoință și o voință puternică. Ești milostivă, întotdeauna vin ajutor, nu este nevoie ca cineva să o ceară. Tu oferi sprijin dezinteresat, fără a aștepta premii și mulțumiri. Ai o mulțime de prieteni. Oamenii sunt atrași de tine, simțind puterea în tine, alături de tine este confortabil și calm. Sacrificiul tău poate juca cu tine o glumă proastă, să atragi evenimente tragice în viața ta. Făcând bine, după ce ai făcut bine, trebuie să înveți să acționezi nu în detrimentul tău, luând în considerare toți pașii tăi. Trebuie să fii mai rezonabilă în a cheltui pentru a păstra capitalul achiziționat, atunci vei putea să-ți asiguri o viață prosperă în anii maturității. În caz contrar, riști să-ți trăiești zilele în sărăcie.
Sfaturi pentru tine. În ceea ce privește emoțiile și sfera sentimentelor, aici nu există niciodată peis și stabilitate. Nu poți suporta singurătatea. Prin natura ta, nu știi cum să faci față acestui lucru deloc, este greu de învățat, există o mulțime de durere și suferință mentală care te așteaptă pe această cale. Ar trebui să fii mai atentă la problema responsabilității și să încerci să nu iei prea mult. Ascultă-ți intuiția, dar nu uita de realitate. Încearcă să obții armonie în sufletul tău, te va ajuta să îți menții relații personale. Poți face concesii, pentru care ești iubită de alți oameni. Și aici este locul în care intuiția te eșuează regulat, așa că ai grijă atunci când alegi însoțitorii în viață. Pe calea dificilă către fericirea personală, va trebui să urmezi compromisuri și concesii costisitoare. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.